Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce simte, ce gândește, cum e, ce intenționează, cum acționează, ce își dorește, de ce e frică și ce reușește să facă persoana la care vă gândiți. Aveți trei opțiuni, vă rog frumos, încercați să nu alegeți toate trei opțiunile pentru o singură persoană pentru că vă creați confuzii. Eu zic, vă propun să aveți pentru fiecare set de cărți, pentru fiecare număr, o persoană și în felul acesta puteți să verificați. Eu cel puțin așa fac. Înainte de a alege persoana care mă interesează, aleg din seturile respective, din numerele respective, unul în care primesc de obicei, de cele mai multe ori, confirmări despre persoane din trecut. Și atunci, dacă ceea ce primesc ca și mesaj în acele etalări de tarot seamănă cu ceea ce am trăit, știu că și următoarele mesaje vor fi foarte aproape de realitate. Așadar, aveți trei seturi de cărți, 1, 2 și 3. Primul set de cărți are aceste cristale. Cuarț fumuriu și am uitat cum îi zice, dar seamănă. Ce interesant, da, o să spun când, pentru cei care vor alege. Setul al doilea are acest scarabeu din jad cu elemente egiptene. Scarabeu în general e simbol egiptean, dar în plus are și pictograme. Jad alb. Și al treilea set de cărți, ametistul. Ametistul meu drag, evident. Așadar, vă puneți pauză și vă alegeți, da? Bine, bine, bine. Ia să iau cărțile, pun deoparte. Nu-mi place să stea pe masă. Okidoki. Pentru cei care ați ales aceste de cărți, în primul rând, faptul că ați ales aceste cărți spune multe. Sunteți două persoane care semănați. Dar nici nu semănați. Unul este transparent, unul este deschis, celălalt este opac. Dar în principiu aveți ceva, multe asemănări. Cu alte cuvinte, dați bine împreună, puteți să fiți o pereche minunată. Puteți, dacă permit condițiile, dacă lucrați. Ce vreau să spun mai devreme, spun acum pentru cei care au ales numărul 1. În timp ce am amestecat setul de cărți, s-a împărțit, că așa fac, mai multe feluri de a amesteca cărțile, s-a împărțit setul de cărți la împăratul și împărăteasa. Asta îmi spune că, exact cum am spus mai devreme, și cum așa, probabil că-s confirmări, da? Semănați în multe privințe. Amândoi sunteți puternici. Nu știu acum dacă ați fost împreună, dacă sunteți împreună, sau dacă veți fi împreună. Dar, în principiu, există o notă de asemănare. Cel puțin în privința ambiției, eventual și a unor capacități de manifestare. Poate că unul, cel mai transparent, aș spune că ar fi împărăteasa. Elementul feminin care este mai transparent este altfel, mai sensibil. Celălalt mai opac, gen împăratul, care se ocupă de protecție, teoretic în varianta superioară. Un împărat negativ nu o să protejeze, o să dorească să conducă cu orice chip. Așadar, rămâne de văzut ce mai apare. Hai să vedem. E interesant! Vorbeam de împărăteasă, două suflete perechi, da. Și totuși, trebuie să vă echilibrați pentru că unul se pare că este îndrăgostit, amândoi sunteți îndrăgostiți, vreau să zic, unul este căsătorit sau este influențat de familie. Unul influențat de dumnezeire, de spiritualitate, celălalt de tradiții, de bani, de relații contractuale. Și aici este și diferența. Amândoi sunteți puternici, amândoi puteți să creați multe lucruri frumoase, dar aveți și niște diferențe. Niște diferențe. Probabil că diferențele vă atrag. Și asemănările vă mențin, eventual. Da. Rămâneți, vă zic ce apare. Voi știți care e povestea deocamdată. Nu comentez povestea dintre voi, statutul, dacă sunteți împreună sau nu sunteți. Și ceea ce simte persoana la care v-ați gândit. Ce gândește și așa mai departe.
Numărul 1. Ce simte numărul 1 pentru voi? Ce simte? Ce gândește? Ce intenționează? Cum acționează? Cum acționează? De ce își dorește? De ce e frică? Și până la urmă ce reușește să facă pentru următoarea perioadă de timp? Ok, da? O dată. De două ori. Și de trei ori. Pe cărțile. Unul dintre voi muncește. Muncește să facă bani. Dar banii sunt necesari, da? Și împăratul și împărăteasa conștientizează această necesitate. Ce simte? Magicianul. Dar dați-mi voie să văd întreaga așezare. Ce gândește? Ho-ho-ho. Probabil marcaș puternic în semnul Gemeniu. Și când zic marcaș, poate aveți Venus. Poate aveți Marte. Venus și Marte. Aici este Venus și Marte. Sau Marte și Lună. Îl vedeți? E în armură. E Marte. Și asta creează atracția asta teribilă dintre voi. Posibil cu magician. Deci avem, să zicem, zodia Fecioare, zodia Gemenilor, la modul clasic, deși nu-mi place să fixez, dar, repet, când vorbesc despre zodie, vorbesc despre marcaje și vibrație. Nu muzai că e cineva în zodia respectivă. Ce simte, ce gândește, ce intenționează. Cum acționează. Ce își dorește. Ciudat. De ce e frică. Vedeți cărțile? A trebuit să înclin un pic? Nu prea vedeți. Ia stați o leacă. Sper să... Nu reușesc acum. O să pun cărțile mai în față ca să vedeți. Așa. Și ce reușește să facă? Am început. Era de așteptat. De-aia nu-i bine să vorbești chiar de la început. La capătul setului de cărți. Regele de bute, regele de bute, multă, multă pasiune, se vede chiar din primele cărți, din mai multe cărți, multă pasiune, dar și conflicte, dar și gelozii, e o separare între voi, care aduce eventual și alte separări. Posibil, unul dintre voi, personajul acesta sau voi, am zis, unul dintre voi este căsătorit sau a fost foarte materialist. Așa a fost programat mental să se gândească mai mult la bani, la relații bazate pe niște câștiguri financiare. Însă a venit trezirea, separarea și conflictele și pasiunea. Ce simte? Ce simte? Magicia. Deocamdată vă urmărește într-un fiecare în felul lui. Nu comunică, simte că are multe de spus, are multe de arătat. V-ar putea impresiona eventual dacă ar vrea. Simte că își dorește un început. Își dorește să se manifeste eventual această dragoste la care se gândește. Vedeți, interesant. Îndrăgostiți ar fi trebuit să fie în poziția inimii, a ceea ce simte, și magicianul în poziția gândurilor. Dar aici este un soi de inversare de situație. De ca și când ar gândi cu inima și ar simți cu creierul. Sunt oameni, poate care se gândesc mai mult la dragoste și simt, probabil că au nevoie de stimulant intelectual, posibil. Sunt genul de oameni care sunt stimulați prin comunicare, prin vorbire, prin sunet, prin muzică, dar trecând de asta, ce simte? Cu acest final de 5 de spade, există o dorință de a câștiga un război mental, aș spune.
Și valetul de spade l-am văzut cu spada inversă, înseamnă că urmărește, studiază, nu știu mult dacă vă urmărește pe voi practic, dar poate să urmărească, să zic, etalări de tarot, să urmărească, dacă vă știe harta natală, astrologică, să urmărească tranzitele și să facă presupunere și acesta un fel de a urmări. Nu practic, dar, în fine, există. Ce simte? Simte că, într-adevăr, între voi este magie, este ceva magic, este ceva spectaculos, este ceva ce poate genera multe posibilități. Dar deocamdată nu se comunică și se vede, s-a văzut în valetul de spade și 5 de spade ca și final. Nu se comunică. Pentru că există niște frici, o să ajungem și acolo. Există niște frici în această poveste. Ce gândește? Gândește că, într-adevăr, există un anume tip de compatibilitate între voi. Și nu doar compatibilitate mentală, aș spune, ci și emoțională și fizică. Și fizică. Foarte mare. Probabil, pentru unii, depinde și voi cât de bine vă cunoașteți, ce simte, ce gândește. Gândește că, probabil că e dor de îmbrățișările voastre, probabil că felul în care v-ați îmbrățișat, în cazul în care v-ați îmbrățișat vreodată, că unii poate nu v-ați îmbrățișat niciodată, a fost într-adevăr foarte pasional. Foarte pasional, foarte magic, cum am zis mai devreme. Emoțional, da, i-a conectat la emoții profunde, îmbrățișările voastre, atingerile voastre. Aha, interesant, probabil că se gândește dacă v-ați atins, dacă v-ați sărutat, dacă ați fost împreună într-un anume fel, fizic, probabil că se gândește și aduce aminte, aș spune. Și aduce aminte. Dacă sunteți doamne și vă gândiți la un bărbat, acest bărbat se gândește că într-adevăr sunteți niște femei speciale, nu degeaba a apărut de dor împărăteasă, da? Sunteți undeva mai sus și v-ar pune cu drag la locul pe care îl meritați dacă ar depăși niște frici. În fine, niște frici. Frica de ce? De, vedeți? De a simți. Frica de a simți, pentru că în poziția sufletului este magicianul care reprezintă gândul, logica, cuvântarea. Aici este o frică de a simți în relație cu voi, din niște motive. Ar mai putea, pentru unii, anumite categorii, dintre cei care ascultați, să simtă că îi manipulați. Și atunci, dacă se practică un anume tip de jocuri mentale, care câștigă, care e mai rezistent, care tace, care dă replică, care are mai multă putere mentală verbală, există și varianta asta, nu pentru toată lumea. Dar trebuie să vă cunoașteți cât de cât persoana la care vă gândiți. Ce simte, ce gândește, ce intenționează. Luna, deocamdată, nu prea vor să ne arate intențiile lor. Luna înseamnă secrete. Nu cred că sunt confuzii, cred că sunt secrete. Pentru că totuși, mental și emoțional, sunt cărți logice. În plus, îndrăgostiții ne atrag atenția că acest personaj e pe cale să ia o decizie. Reprezintă alegere. Ce fac? Aleg. Aleg să manifest sau aleg să tac? Cum am văzut, valetul de spade invers. Hai totuși la lună să vedem ce ar mai fi. Ce intenționează. Da, extraordinar, tot aici am tăiat. În fața voastră. O să pun un pic setul de cărți mai sus ca să-l vedeți. Nu vor să arate. Nu vor să arate. Eventual,
au de înțeles, magicienul a spus, fiind Mercur, au de înțeles ceea ce simt. De ce simt această atracție foarte puternică? De ce simt, eu știu, dorința de a... de a câștiga într-un anume fel. Este un joc, este un concurs aici între voi doi. Într-un anume fel, voi știți. Poate să fie inocent, poate să nu fie. Este o etalare destul de sumară. Nu intru în detaliu pentru că nu-i personală, e colectivă. Cum acționează? Puff, radianți. Ies în public, strălucesc. Într-un anume fel, poate și influența acestei povești de dragoste participă la strălucirea lor. Pentru că ei vor să manifeste această poveste de dragoste, să manifeste povestea de dragoste dintre voi, atracția dintre voi într-un anume fel. Poate într-un mod creativ, pentru că Soarele este foarte creativ, reprezintă zodia leului într-un anume fel și, repet, nu mă refer la zodia leului ca și reprezentanți născuți în august, în iulie, ci mă refer la aspecte, poate în casa a cincea, chiar dacă nu-i zodia leului, zodia leului reprezintă casa a cincea a creativității, a jocurilor, dar avem și aici un cinci, dar aici un joc mental, aici sunt un pic ambiții. Iar dorința de a nu arăta că se gândesc la voi, tot din dorința de a avea câștig într-un anume fel, poate că unii pun pe Facebook, eu știu ce, imagini grozave cu ei, ca să nu vă arate cât de mult se gândesc. A zis că nu vor să arate, intenționează să ascund. Și atunci, dacă vor să ascund, știți cum e? În momentul în care este lumină puternică, nu mai vezi nimic. Te orbește lumina. Sunt exuberant, sunt vesel. Sau efectiv. Vedeți și voi, vă cunoașteți personajul mai bine. Dar atrag totuși, atrag. În public atrag. Posibil, unii dintre ei, iar, repet, ar trebui să-i cunoaște suficient de bine, au într-adevăr multă încredere în ei, că au magicienul și îndrăgostiții, au încredere în ei, au și o oarecare doză de egoism, de orgoliu, nu egoism, de orgoliu. Acum, dacă fie egoism, iar voi știți, dar dacă nu egoism, este orgoliu și probabil că unora unora dintre ei le place să fie apreciat. Și nu e un lucru rău să fie apreciat și de alții, ca și voi să vedeți, de fapt, valoarea lor. Interesant cu mine mesajul. Faptul că sunt admirați, că fac lucruri speciale, că... da? Au o anume activitate, că sunt creativi, că ies în evidență, că sunt lideri, că nu știu ce... probabil că vor să atragă atenția și atenția voastră asupra unor calități pe care poate că într-un anume fel nu le-ați explorat în relație. Nu știu de ce, deși această așezare a mai avut-o de-a lungul timpului, astăzi simt că, cel puțin până acum la acest număr, exprimările vin altfel și interpretările altfel. Cum acționează Soarele? Da, vor să vă atragă, dar în sensul, în felul cel mai spectaculos, să vă impresioneze, cum și magicianul impresionează. Să vedeți, într-adevăr, ce special sunt. Pentru că probabil că unii dintre voi nu ați exprimat. Chiar dacă poate ați simțit că într-adevăr sunt special, nu ați exprimat. Și atunci s-au simțit oarecum răniți, dar există și această dorință de a câștiga, de a avea sabia victorioasă sus.
Ce-și doresc? 10 de bâte. Interesant. Să se implice cu toată energia în ce? Hai să vedem în ce. Aș spune că vor să-și folosească iar forța fizică, creativă și intelectuală. Dacă voi știți că vă reprezintă acest rege de spade, poate că vor să folosească toate resursele, de-aia apare și soarele și 10 de bâte, toate resursele să vă atragă, pentru că magicianul și el atrage, da? Vino. Nu e doar vino, vino. Cu toate forțele. Așadar, 10 de bâte uneori este epuizant. Vorbim totuși de intențiile și gândurile și toate pe care le-am spus în relație sau față de voi. Posibil și în viața de zi cu zi depun multe eforturi. Poate că aceștia sunt niște oameni destul de pasionali. 10 de bâte se implică total. Și soarele arată acest lucru. Din ce motive nu mai contează, dar se implică, pun totul. Acum, poate că e dorința lor ca și voi să puneți totul, dar încearcă să vă atragă, eventual, să vedeți ce deosebit sunt și să generați. Am zis că sunteți împreună, dați bine. Și ce e iar interesant, acum observ, și am observat mai devreme, dar acum cred că a venit momentul să spun, există soarele și luna, feminin și masculin, da? Masculin este soarele în public și poate și față de voi. Nu contează că-s bărbați, femei, acționează oarecum masculin. Dar într-un sens frumos. Mi se pare frumos. Iar apare, iar nu știu câte oară când apare valetul de spade invers. Valetul de spade în aceste de cărți, cu, nu invers, cu spada în jos. Se gândește și regele de spade, strateg și magicianul au un plan. Au un plan de a vă atrage, îți spun. Poate că pare un joc, poate că pare un ego, poate că vă irită, că cinci de spade este destul de iritant. Poate că felul în care radiază, creează bârfe, mai ales nu uitați că este finalul, ce se manifestă până la urmă, nu știu dacă o să vă întâlniți, dar până una alta se creează un oarecare conflict. Poate și între voi, poate între alte persoane, a zis, atrăgând alte persoane, apar bârfele și invidioși și așa mai departe. Dar aș mai vrea să mai văd totuși 10 de bâte. Ce își doresc? Am zis, regele de spade. Își doresc să pună tot efortul într-o direcție bine gândită. Regele de spade și magicianul. Nu avem decât un singur magic. Mai dăm o dată pentru 10 de bâte. 10 de bâte și 9 de bâte. Iar își doresc să reziste. În fața acestei atracții, 9 de cupe. Depune eforturi. Aha, interesant, 10 de bâte. Depune eforturi să reziste. 9 de bâte rezistă. Cu stoicism. În fața atracției, a magnetismului care există între voi, a bucuriei pe care o simt în preajma voastră, pentru că simt multă bucurie. Asta își doresc. Să reziste, să vă facă față sau să facă față acestei atracții. De ce le este teamă? Ca nu cumva voi să fiți cu altcineva, aici sunteți voi. Puteți să fiți și voi aici la 10 de bâte. Repet, să depuneți și voi tot aceeași forță ca și ei. Pentru că am zis, sunteți compatibili, amândoi sunteți luminatori, amândoi luminați. Fiecare în felul său. Așadar, le este frică. Ca nu cumva să-i jonglați. În acest motiv apare și 5 de bâte. Pentru că de spade este influențat și de lună și de această idee. Poate că au motive, dacă voi sunteți căsătoriți, dacă voi mai aveți o relație, sau poate au ei, nu știu, unul dintre voi sigur
este și într-o altă relație, că am văzut indicatori în acest sens. Cele trei cărți arată că există o frică, că se practică, că voi poate mai sunteți cu altcineva și manipulați, am zis, și există un anume tip de joc mental, dar nu vor să arate. Nu vor să arate. Am zis, intenția este ascunsă. În ce sens? De ce să știți voi dacă ei sunt geloși? Că pot să fie și foarte geloși. Cu cărțile care sunt pe față pot să fie foarte geloși. Pentru că atracția este mare între voi. Doi de monede. Extraordinar. Le-ai frică? Da, am zis că e jonglat și că îi puteți dezamăgi. Probabil că deja s-a manifestat chestia asta. Îți mai zi ceva cum arată cărțile. Clarificăm acum totuși finalul. 5 de spade. Finalul, 5 de spade. 3 de bâte. Există o distanță între voi. Și cum mă refer la distanță, mă refer la drumuri, la călătorii. Posibil, chiar peste hotare. Și dacă e această distanță, această distanță creează neîncredere. De-aia își doresc să depuneți să vă vadă că vă implicați. Tot la fel cât s-ar implica și ei, eventual. Dar încearcă să-și folosească logica în această situație, pentru că atracția este mare, dar și tocmai pentru că și compatibilitatea este mare, și tocmai din aceste motive și celelalte pe care le-am exprimat mai devreme, există și marea posibilitate de a fi dezamăgiți. Și atunci nu vor să arate. Nu, vor să arate că sunt câștigători. Chiar dacă poate suferă. Ia să scoți și setul acesta de cărți. Am zis că fac o etalare. Mă, dacă am zis, am zis. Asta e. Am zis cine m-a pus. Probabil că m-a pus. Inițial am avut o reținere, dar hai să vedem. Să curăț cărțile. Mesaj. O dată. Doi. Trei ori. Mesaj. Da, vorbiți limbajul dragostei. Apropo de Mercur, veți învăța să vorbiți același limbaj al dragostei. Pentru că ei vor să strălucească în public, dar există ceva, un mister, există niște probleme, există niște neîncredere. Și am văzut valetul de spade cu spada în jos. Ei tac, probabil că așteaptă să exprimați. Aha, interesant. Ce simt. Simt nevoia să exprime foarte multe, dar probabil că așteaptă să faceți voi primul pas. Să exprimați voi ceva. Iată. Apropo, fii doritor să exprime dragostea. Cum depinde. Voi știți care a fost mai expresiv, care tace mai bine, care. Practicați compasiunea. Există totuși o notă de toxicitate cu 15, care reprezintă diavolul în această situație. Practicați compasiunea și cam atât deocamdată. Mai vedem la următoarele etalări. Sper că v-a plăcut. Chiar dacă a fost... Eu așa am simțit la această etalare, nu știu la celelalte. Exprimările toate au venit altfel. Poate că într-adevăr sunteți altfel sau sunt ei altfel. Posibil. Hai să vedem cei care ați ales aceste de cărți. Scarabeul și elementele egiptene. Posibil pentru unii dintre voi, mai ales cei care, la care vă gândiți, știți sau nu știți, sunt atrași de cultura egipteană, de culturile vechi
Și nu doar atât. Scarabeu împinge un adevărat univers. Este un mare manifestor. Mare. Deci universul este, se mișcă datorită, în mitologia egipteană, datorită acestui scarabeu. Cu alte cuvinte, are o forță, o ambiție ieșită din comun. O ambiție ieșită din comun. Aveți multe de vindecat și separat și împreună, pentru că jadul alb ajută la vindecare, la conectarea. Interesant. Poate că ați trăit undeva cumva în Egipt împreună. Nu știu, poate veți vedea Egipt împreună. Dacă n-ați discutat până acum despre Egipt, probabil că veți discuta despre Egipt la un moment dat. Și veți descoperi puncte și viziuni probabil comune. Și mi-atrage atenția, mă, special și în timp ce am pregătit cărțile, niște elemente, pana, pasărea, care țin de comunicare. Ia uite, pasărea, care țin de comunicare, de cântec, de cuvântare, într-un anume fel. It's time. Probabil că e timpul să comunicați. Aici a venit ceva. Da, interesant, a venit. Ia uite, faetonul. Cred că dintre toate elementele egiptene, faetonul este reprezentat cel mai bine de scarabeu, apropo de capacitatea sa de a împinge lucrurile. Pentru că faetonul sparge blocajele. Este un împărat care conduce această mașină trăsurică, ciofia. E un împărat, nu oricine conduce faetonul. Cu alte cuvinte, are o încăpățânare, are o forță și putere de decizie, pentru că lasă în urmă 6 îndrăgostiții care trebuie să se echilibreze. Cei doi se echilibrează. Forțele masculine și feminine se echilibrează, aleg ce direcția faetonul și apoi merge cu toată convingerea și puterea înspre ce și-a propus. Înspre ce? Înspre stea. Posibil unul dintre voi, mai ales acest personaj, vrea să ori știe că are o misiune publică și știe că trebuie să iasă în public, să strălucească într-un anume fel, chiar dacă poate pentru unii publicul e mai mic, pentru alții publicul e mai mare. Fiecare cu publicul său. Și uite, există un public, 3 de cupe. Fiecare cu publicul său. Asta e. Nici eu nu mă compar cu Madonna, dar nici nu m-aș compara. Nici nu m-aș compara, nici nu vreau să mă compar. Dar am zis, fiecare cu publicul său. Eu vă am pe voi. Ea are pe cine o avea. Am dat un exemplu. Așadar, este o stare de bucurie. Își doresc foarte mult să se întâlnească cu voi. Cei doi, voi doi, într-o singură cupă, într-o întâlnire, într-un moment special de bucurie. Aceasta ar fi stea, da? Voi doi echilibrați în această stea, în această, nu musai misiune, moment de vindecare, apropo de vindecare, deci am zis de jad, de să străluciți împreună, să descoperiți multe mistere și, în primul rând, să luminați misterul care este între voi. Între voi, probabil, a fost o ceață, o noapte, ceva neclar. Dacă ați fi împreună acum, ar fi totul clar. Hei, ce ciudate! La capătul setului de cărți, asul de monede. Da, își doresc un nou început. Cu un anume tip de, zic un anume tip, pentru că variază de la un la om, de stabilitate. Există iar un anume tip de fixație pe voi și nu doar pe voi, pe voi și pe ei. Ia uite ce cărți, Regina de Monede, de Bâte. Atracție foarte mare. Dacă sunteți doamne, acești bărbați se simt foarte, și bărbați dacă sunteți, dar e și el masculin, soarele masculin. Regina de Bâte feminină, da? Și 10 de cupe. Și emoții, și asul de bâte, și asul de monede. O pasiune, probabil, magnetism. Chiar dacă poate voi ziceți, nu, că nu sunt chiar atât de frumoasă, dar nu contează. Acești oameni se simt atrași de voi. Și, repet, nu e vorba doar de atracție fizică, deși este. E vorba de a crea cu această interesantă. Acum mi-atrage atenția. Exact, moneda și floarea soarelui. Aveți puterea, cel puțin acești oameni așa cred, că puteți să creați ceva împreună și își doresc eventual să vă ofere sau să creați împreună ceva special. Numărul 2.
Numărul 2. Ce simte, ce gândește, ce intenționează, cum acționează, ce își dorește, de ce e teamă și ce reușește să facă în următoarea perioadă. 7 de... Ia. Un mesaj în plus. Unul e foarte conectat la intuiție. Nu știu care dintre voi e marea preoteasă sau care dintre voi studiază tarotul, astrologia. Celălalt visează. Are multe opțiuni. Am zis, fiecare cu publicul său. Unul probabil are un public mai larg, din care are multe opțiuni, celălalt un public mai restrâns, din care știe să discearnă pozitivul de negativ, binele de rău. Sunt destul de diferiți și asemănător în acest timp, în același timp. Însă, ce mai simt odată cu aceste cărți? Dacă au fost secrete, dacă au fost confuzii, dacă au fost prea multe opțiuni despre care voi nu ați știut sau despre care ei nu au știut, își doresc foarte mult să le lăsați în urmă și să mergeți spre nouă decupe, spre un moment de bucurie, aș spune împreună. Da. Am văzut 7 de bâte și au fost blocaje. Da, iar steaua. Vor să vindece aceste blocaje și să vină. Că faetonul vine, își dorește succes, își dorește... să călătorească, ea. 10 de cupe, am văzut bucurie iar. Și determinarea de a învinge blocajele. Poate să fie și blocaje interioare, dar mai degrabă exterioare. De distanță, o dată, de două ori, de trei ori. Împărăteasa și la voi, interesant. Doamnelor, dacă acest bărbat e mai tânăr, arătos, frumos, nu vă faceți probleme pentru că pentru ei, sunteți niște împărătese. Și chiar dacă nu înțelegeți motivele pentru care sunteți aceste împărătese, poate că unele veți înțelege când vă veți întâlni și vă vor exprima, ia uite, vor să exprime valoarea pe care o aveți în fața lor. Interesant. Și acum, dacă sunteți bărbați și ascultați despre o femeie, așteaptă eventual, femeia știe ce poate, știe ce valoare are și așteaptă să fie apreciată, studiată, apreciată, onorată. Da, să ieșiți, dacă nu ați exprimat aceste lucruri până acum, să ieșiți din această reținere și să exprimați. Mai ai ce de mesaj. Să-și citesc altfel, nu știu de ce. Numărul 2. Ce simte? 6 de monede. Ce simte? Ce gândește? Valetul de bâte. Ce intenționează? Ce frumos, 10 de cupe. Cum acționează? În control. Nu vedeți că intenționează asta. Nu, aveți impresia că e un tip în control sau tipă. Bărbatul, femeie, nu contează. E o energie masculină, în ce sens? Împărăteasa este creativă, este generoasă. Împăratul nu ar fi problemă că n-ar fi generos, dar este mai reținut, mai sobru. Nu-l reprezintă Venus, îl reprezintă Marte, Soarele, eventual, da? Cu alte cuvinte, chiar dacă este femeie și intenționează să se bucure de această relație între voi, asta e bucurie maximă. Maximă! Euforie! Asta intenționează, să fiți împreună, să vă bucurați. Poate dacă permit condițiile și sunteți și voi de acord, le-ar plăcea să aibă o familie cu voi, nu că le-ar plăcea. Visează, că ar fi frumos. Dar cum se comportă în această perioadă, sunt în control. Probabil că lucrează la aspectele financiare și de stabilitate ale vieții lor, pentru că sunt conștienți că o viață echilibrată atrage relații armonioase. O viață în haos nu are cum să atragă relații armonioase, asta e logic. În fine, mai vedem. Ce își dorește? Transformare. De ce e teamă? Aș spune, echilibru înseamnă și temperanță, de așteptare. Probabil că de mult timp așteptați ceva, așteptați să se întâmple ceva. Sau poate că de mult timp vă așteaptă în viața lor. Interesant. Ce reușește să facă? Deocamdată
trebuie să iau o hotărâre. Trebuie să treceți de un mare acest personaj. Să treacă de un portal. Are de ales între a manifesta o nouă etapă în relația dintre voi. Eu aș spune că e mai degrabă energie masculină. Dacă întâmplător ascultați bărbați la femei, mai vedem ce ghidaj primesc. Dar, deocamdată, da, asta e. Hai să vedem. La capătul setului de cărți, muncă și iar muncă. Muncă. E interesant. Sunt decis să iasă în față, să strălucească, să muncească. Pentru stabilitate, de azi se concentrează deocamdată pe muncă, vor să iasă în evidență ca bărbați, mai ales dacă sunt bărbați și poate și ca femei. E normal, suntem în vremuri în care suntem conștiente, femei, dacă suntem conștiente că trebuie să avem banul nostru și stabilitatea noastră, că nu putem depinde de altcineva. O împărăteasă nu depinde de împărat, dar dă bine lângă un împărat, da? Sunt atâtea, apropo de împărați și împărătese, de regi și regine, sunt niște poziții înalte, într-adevăr. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt doi oameni asumați, care reușesc să creeze, să conducă un imperiu, un regat împreună, da? 10 de cupe, ar fi regatul vostru, în intențiile și în viziunile lor. Dar cum poate fi menținută fericirea dacă nu muncind? Nu? Dar vor să vină, să lase în spegnire, exact, iar fanteziile, probabil că la distanță lumea mai și visează. Și nu musai la opțiuni, poate că visează la voi în secret, visează că se vor schimba timpurile, energiile și se va bucura de dragostea voastră. Ia uite, 10 de monede, am zis căsătorie. 10 de cupe, căsătorie. E un anume tip de stabilitate. Cel puțin în fața voastră sau în relație cu voi, nu neapărat cu ceilalți, cu ceilalți pot să fie haotici, nu știu, nu cunosc de exact despre cine vorbesc, dar față de voi, cum se comportă, cum acționează față de voi, oricum ar fi cu restul, acel bărbat, dacă e bărbat, cu voi își dorește să fie protector. Cu alte cuvinte, dacă cu alte femei ar putea să fie valet, ar putea să fie diavol, ar putea să fie oricum ar fi, indecis, 7 de cupe, da? 7 de spade, ascuns, cu voi își dorește să fie altfel. Cu alte cuvinte, voi, doamnelor, dacă sunteți doamne, îi inspirați să devină cea mai bună versiunea sa. Acum, dacă este o femeie, repet, vrea să fie în control, nu vrea să arate emoții, din niște motive. Probabil, hai să revenim aici, ce simte. Simte că mai e o persoană în preajma voastră. Și-ar dori reciprocitate, și-ar dori o relație echilibrată și financiar și emoțional corectă între voi, dar simte că mai aveți pe cineva în preajmă. Cinevaul acesta poate să fie și un părinte, poate să fie și un frate, o soră, o rudă, colegi. Nu neapărat că aveți vreo aventură cu colegii la loc. Nu recomand aventuri la locul de muncă. Bine, nu recomand aventurile de scurtă durată, dar relațiile da, dar nu aventurile. Și mai ales la locul de muncă. Cea mai mare prostie o faceți, dar a fost probabil pentru cineva. Ce simte? Simte nevoia să se echilibreze lucrurile între voi. Poate dacă nu vă oferiți atenție, își doresc, pentru că își doresc transformare. Își doresc transformare. Am văzut faetonul călătorește către stea. Cu alte cuvinte, steaua este greu de atins. Nu e vorba doar de spiritualitate, nu e vorba doar de public, este vorba și de distanță. Posibil că eu un anume tip de distanță între voi. Și din cauza acestei distanțe, lucrurile nu au fost echilibrate și își dorește, simte nevoia de echilibru. Posibil că voi sunteți, ce puțin așa simt,
intențiile sunt 10 de cupe. Simt că și-ar găsi echilibru în preajma voastră. Interesant, frumos. Și-ar găsi echilibru în preajma voastră și ar putea să se ocupe și de aspectele publice. A venit un mesaj. Acum, hai să vedem totuși 6 de monede. Facem așa. Da, țin foarte mult la voi cu 4 de monede. Țin foarte mult la voi. Am zis că sunteți... Țin foarte mult la voi. Chiar dacă mai trebuie să mai dea în stânga și în dreapta, apropo, sunt în controlul vieții sale și mai ales în relație cu voi. Oameni asumați, exemplare, măcar, repet, în fața voastră, dar cred că și față de anumite persoane apropiate. Nu știu cu ce se ocupă persoana respectivă, de la numărul 2. Pot să fie persoane, persoane foarte variate, este totuși o etalare colectivă. Dar în relație cu voi și cu anumite persoane apropiate, pentru că e casa a patra, da? Familie, casa a șasea, locul de muncă. Sunt relații karmice, contractuale, suflete perechi, da? Cu care vor să fie altfel decât cu restul lumii. Cu alte cuvinte, se face diferența. Și într-o fere bine. Dar ce simte? Simte că ține foarte mult la voi. Că își dorește stabilitate și echilibru. Ia uite, marele preot, nu mai e bunii căsătorie și-ar dori. Sau își dorește căsătorie în general, nu știu. Nu știu ce casă a făcut aici. Dați un pic. Probabil că ești, apropo de căldură, ajungem și la valetul de bâte. E o atmosferă încinsă între voi. Ce simte, ce gândește? Că se simte foarte atrasă de voi, valetul de bâte, că sunteți atrăgători, atrăgătoare, că există o notă de, nu contează ce vârstă aveți, că sunteți voi mai în vârstă, că sunt ei mai în vârstă. Unul e posibil să fie mai tânăr decât celălalt, sau tânără, nu asta contează, dar chiar dacă voi sunteți mai în vârstă decât ei, aveți o notă de ceva tineresc în voi. Cu alte cuvinte, nu vă arătați vârsta. Vă îmbrăcați ușchit. Ce gândesc? Ce simt? Ce gândesc? Că vă îmbrăcați ușchit, că sunteți originali. Ușchit. Ce cuvânt. Că sunteți originali, că sunteți creativi, că sunteți pasionați și se simt atrași. Într-un anume fel. Nu știu cum. Probabil că vă îmbrăcați altfel, măcar din când în când. Nu știu. Din punctul lor de vedere, așa este. Ce simt, ce gândesc? Gândesc că își doresc foarte mult să comunice. Valetul de bâte înseamnă comunicare, să exprime pasiunea pe care o simt. Și pentru că își doresc reciprocitate, își doresc să exprimați și voi ceea ce simțiți. Gândesc, oare și ei se simt la fel de atrași față de mine, cum mă simt eu față de ei? Gândesc că e cazul să inițieze ceva sau să se inițieze, dar deocamdată încă au de ales. Doi de bâte. Încă au de ales. Știu, își fac planuri cum să ajungă la... Dar zic, fac planuri. Doi de bâte își face planuri. E o carte destul de mentală și fizică, pentru că planurile nu implică doar gândire, le și pui, da? Ordonat pe o hârtie și... acționezi conform planului. Iau bilet de avion, mă duc, îmi fac bagaje, da, chestii practice, la foc, acțiune. Așadar, își fac planuri. Dar și se gândesc la acest 1, de la 2 la 1. Dar încă sunt în faza de explorare, aș spune. De explorare. Probabil că mai au încă ceva de făcut, încă ceva de lucrat, încă ceva de transformat, încă ceva de adăugat în acea poziție de control, de autoritate, de putere, dar în sensul bun. Ajungem și aici. Ce intenționează?
Am zis că se gândesc destul de sexual la voi. Am zis, nu știu dacă n-am zis, zic acum, dacă am zis, mă repet. Se simt foarte atrași din punct de vedere sexual, dar parcă zisei mai devreme. În fine. Pentru că nu-și doresc echilibru. Nu-și doresc. Îi vor entuziasm, se zice, de cupe, intenționează să fiți în al 9-lea, al 9-lea, al 10-lea cer, dacă s-ar putea. Dar nu-și doresc o relație echilibrată decât poate, din punct de vedere financiar, poate, din punct de vedere gestual, adică să primească și ei cât oferă și invers. Dar, ca și manifestare, chiar dacă încearcă să fie în control, probabil sunt în control de mult timp și nu mai au răbdare, iar vine alt mesaj. Pentru că ei acționează ca un împărat. Au scutul pe ei. Au scutul pe ei, dar nu își doresc această... S-au săturat, cu alte cuvinte, s-au săturat, vor să se transforme, că ce își doresc? Să se transforme situația dintre voi, cu alte cuvinte. Leave your hat on. Nu pot să cânt, dar you can leave your hat on. You can, da, poți să-ți dai scutul jos, să-ți dai pelerina jos, să te dezbrea, să fii vulnerabil. Nu mai fi atât de echilibrată. Nu mai fi atât. Poate voi sunteți echilibrați și atunci poate voi sunteți spirituali, unii dintre voi, unii, nu toți, și ajutați să se transforme cu moarte și renaștere. Și tocmai din cauza că sunteți echilibrați voi, am zis, îi ajutați să devină cea mai bună versiune a lor, să fie asumați, să fie în echilibru, mai ales dacă sunt bărbați, poate și ca femei. Dar nu-și mai doresc atâta răbdare, temperanță. Ah, dacă s-ar putea să explodați de fericire ca la 10 de cupe, că intenția asta este să explodați de fericire. N-a apărut turnul, dar e un 10 de cupe care reprezintă un soi de soricel, soare, soare în suflet. Am ajuns la 10 de cupe, ce intenționează? Asta e, să fiți împreună, să vă învârtiți, să vă jucați, să aveți o familie, să aveți copii, să fiți fericiți. Și să vă protejeze eventual, sau voi să-i protejați pe voi, pe ei. Dacă sunt doamne și sunt în control, și-ar dori să lase, apropo, să renunțe la acest echilibru și să fie și ele, să se simtă protejate. N-am interesant cu mine, să se simtă protejate, să poată să fie vulnerabile. Că am văzut împărăteasa, da? Am văzut și împărăteasa, împăratul și împărăteasa. Acum mi-am adus aminte. Deci rețineți, dacă sunt doamne în control și ar dori să simtă că voi le protejați și pot să lase odată armura asta. Eu știu ce înseamnă. E greu. Mai ales dacă e o persoană singură, o femeie singură cu multe responsabilități, să fii tot timpul în tensiune și să-ți conduci viața, nu e ușor. Dar zici, a renunțat la acest echilibru ca să puteți să fiți fericiți împreună. 10 de cupe, ce intenționează? Iau te judecata, renaștere! Am zis să renașteți împreună. Am zis, apropo de vulnerabilitate, de goliciune, să vă ascultați intuiția, să crească spiritual împreună cu voi, dar să se bucure și trupește de toate emoțiile pe care le aduce această relație. Să renască dincolo de blocaje, că am mai văzut eu blocaje în timp ce amestecam. Oh, cum acționează? Hai să vedem împăratul. Am tot vorbit despre împărat. Cum acționează? E posibil iar, dacă pentru unii dintre voi împăratul este reprezentat de numărul 4. Posibil în această... își doresc casă. Da, 4 înseamnă casă, 10 de cupe familie, dar se concentrează pe casa lor, sunt în echilibru în casa lor, încearcă să conducă în casa lor ca probabil să manifeste și în relația pe care ați avea-o împreună, bucurie și echilibru. Ciudat. Dar hai să vedem. Împăratul. Da. Cum acționează. Valetul de monede. Wow! Și marele preot. Cu alte cuvinte,
Dacă știți că ei de fel nu sunt așa bărbați asumați, studiază valetul de monede, cum să crească spiritual, cum să devină mai asumați, studiază și eventual cum să vă protejeze, cum acționează, studiază. Dacă sunt tineri, doamnelor, dacă știți că sunt mai tineri, studiază, se străduie cu alte cuvinte. Dacă sunt doamne, probabil că le-ar face plăcere să discute despre aspectele practice ale relației. Intenția e să fie fericit, să fiți fericiți împreună, dar sunt conștienți că, repet, fericirea nu înseamnă doar entuziasm emoțional, nu înseamnă doar satisfacții fizice și ajung și la moarte și valetul de bâte. Da? Înseamnă și, că am văzut asul de monede, da? Înseamnă și implicare practică. Iar, da, iar plăcea să discutați despre aspectele practice ale acestei relații. Ce își dorește moartea? Le petit mort. Mur. Transformare, dacă a fost distanță, dacă a fost tăcere, transformare. Transformare, să renască, să renașteți, că am văzut și judecata, dar cu valetul de bâte, care în poziția ce simte, ce gândește, gândește că sunteți sexy, pentru unii puteți să fiți mortal de sexy. Mortal de sexy. Din punctul lor de vedere. Sunteți mortali. De fain, de mișto. Și doresc eventual și momente atât de intense încât să simtă că au renăscut. Înțelegeți? Orgasme intense. Orgasme. Că moartea înseamnă scorpionul, moarte, renaștere, sex, bani, chestii. Chestii. Ce-și dorește. Oh, o nouă viziune. Ia uite, iar judecata. Da, ia uite, simt multă dragoste. 6 de cupe. Dacă n-ați vorbit, își doresc să vă revedeți. Să vă revedeți și să exprime dragoste și să se simtă. Da, să simtă. Probabil că sunt marcaje în semne de apă. Să simtă emoțiile astea profunde pe care le au în suflet și pe care în preajma voi le stimulați aceste emoții într-un anume fel. Vor să iasă dacă au fost blocaje, că am tot văzut 97 de bâte, acum apar și legăturile acestea. Dacă au fost blocaje, dacă au fost amânări, nu mai vor, deci nu mai vor amânări. De-aia apare echilibru în poziția fricilor. Nu mai vreau să stau pe loc, nu mai vreau să fiu în echilibru, vreau gata să ne întâlnim, dacă se poate acum cu faetonul. Da? Da. Au fost blocaje, clar. Echilibru, poziția fricii. Ia uite, iar blocaje. Numai. Deci au fost blocaje care i-au forțat, v-au forțat pe amândoi să vă echilibrați, să vă temperați, să vă calmați, să evoluați spiritual, să vă conectați la îngeri, să vă... Da? Apropo de echilibru, că a apărut din prima carte. Dar nu, vor ceva, vor mai repede. Ia. Eliberat. Deci cărți care... Acum, tăind setul de cărți în fața voastră, reapare, ați văzut mai devreme. Vor eliberare de amânări, de fantezii, de visuri, numai. Deci vor realitate, cu alte cuvinte. Vor realitate. Poate că în viața de zi cu zi, într-un anume fel, acest împărat, nu contează ce e bărbat, femeie, prin faptul că își asumă un anume tip de energie, încearcă să manifeste energia aceea și în relația voastră, ca să vă atragă, ca să îi atrageți, nu știu. În fine, 2 de bâte. Am zis, își fac planuri și financiare, pentru că, repet, sunt conștienți că e nevoie de așa ceva, nu contează că ești... Cu alte cuvinte, dacă e femeie, nu e genul de femeie care așteaptă să fie întreținută. Nu cred că e. Dacă știți că aveți a face cu asemenea femeie, nu e acest număr. Da? Am zis... Și dacă e genul de femeie care... Se concentrează pe stabilitatea sa financiară, o înțeleg și mi se pare normal. 2 de bâte. Ia uite. Da, știu și sunt conștienți că trebuie să se comunice, să fie comunicare între voi. Își doresc să comunicați. Ia, măi, deci nu se poate. Ia uite turnul, apropo. Va fi comunicarea și decizia și comunicarea va fi neașteptată. Transformarea va fi neașteptată. Chiar mă gândeam, apropo de sexualitate, de moarte, de orgasme fatale, mortale,
explozive, chiar mă gândeam de ce nu apare turnul. Uite, a apărut turnul. A apărut. Probabil că așteptarea asta care a fost între voi, o separare, așteptare, durere, dezamăgire, în momentul în care veți fi împreună, vor fi momente de wow! Super fericire. Dacă o să fiți și împreună la pat, probabil că se va simți și în acest plan. Hai că am vorbit o grămadă. Am zis astăzi, nu știu ce am, vorbesc altfel. La fiecare am număr, am vorbit altfel. Ups, nu te vrea deja să comunice? Am zis, acționează-te ca și când partenerul este aici. Chiar dacă voi împărăteselor nu sunteți cu acest bărbat încearcă în casă, nu știu unde, la el în apartament, în casă să fie împăratul vieții sale, ca să exerseze, da? Acționați de ca și când partenerul este aici. 3 și cu 7, 1, da? 10. Do something for someone. Încearcă 4 și cu 1, 5. Iar, marele preot, încearcă să, da, să învețe asumarea într-o anumită formă. Și dacă e femeie, la fel, dacă e femeie și e împărăteasă și nu poate să ofere dragoste, că nu poți să oferi dragostea oricui, da? Nu poți, evident, decât celor care merită. Atunci, încearcă să ofere, eu știu, animăluțelor, prietenilor, oamenilor care au nevoie, da? Ca să nu irosească această energie. Să fie și în dragoste, să fie și protector, să fie oameni asumați. Și în felul ăsta manifestă o relație asumată prin alte acțiuni. Sper că ați înțeles, da? Posibil că visează la voi. Probabil că visează la voi, visează când veți fi împreună, când veți trece de acest labirint prin care probabil ați trecut, eu știu, dar like attracts like. Ia uite, romanță, romanță, apare romanță, asta își doresc, romanță. E o legătură spirituală foarte profundă între voi doi, foarte profundă. Sper că v-a plăcut, hai să vedem. Următorul număr. Și cei care ați ales aceste de cărți cu acest ametist. Ametistul știți că este spiritual. Ajută la vindecare, ajută la conectare la spiritele înalte. Unul dintre voi este spiritual, eventual unul dintre voi poartă măști și e... Ah, uite, stai că au venit niște cărți, am uitat. E interesant, și aici au venit cărți, seamănă oarecum, dar nu chiar. Seamănă, dar nu e chiar ca la numărul 2. 3 de cupe și 2 de bâte. Acești oameni, probabil că trebuie să aleagă între voi și niște prieteni, dar cel mai mult își doresc să facă planuri de călătorie de viitor ca să se întâlnească cu voi doi într-unul, într-o singură cupă, da? Își fac planuri, se gândesc. La capătul setului de cărți, da, 4 de bâte, își doresc foarte mult o întâlnire, să fiți fericiți eventual, să vă întâlniți de sărbători, să vă echilibrați viața, să vă oferiți compasiune, putere, da? Compasiune după dezamăgiri, după așteptări, după amânări, o nouă viziune. O nouă viziune, o nouă lumină în relația aceasta. Am zis că seamănă cu un pic cu numărul 2. Apare faetonul. Deci să meargă către împărăteasa. Împărăteasa și preîmpărăteasa, m-ați nebunit. Dacă e bărbat, acest bărbat, ia uite, e decis să transforme. Tristețea, ia uite. Da. Tristețea în succes, aș spune. Am văzut împărăteasa și preîmpărăteasa. Acest bărbat vrea, doamnelor, vă dorește, vă vede într-adevăr foarte speciale. Și da, posibil că și sunteți. Hai să vedem. Numărul 3. Ce simte, ce gândește, ce intenționează, cum acționează, ce își dorește, de ce este frică și ce reușește să facă în următoarea perioadă. Ia să vedem. O dată, de două ori și de trei ori. Soarele, ce simte, ia uite, dincolo de blocaj, încearcă să blocheze energia toxică din ei, din jurul lor, poate că au un opa interesant, au vreun fost, vreo fostă foarte geloși, sau nu neapărat fost, fostă, poate să fie și un membru al familiei, poate să fie și prieteni, da? Oricine, energie toxică, inclusiv energia lor, adicții, tendințe, obsesii, gelozii, egouri, orgolii,
Își doresc foarte mult să blocheze acest diavol, dacă l-ar putea închide pe veci și să strălucească, să fie varianta lor cea mai bună, eventual să fiți, nu știu, ei să fie soare și voi copilași sau invers, să crește, să radiați. Da, să vă bucurați, apropo de trei de cupe, să vă bucurați unul de altul. O dată, de două ori și de trei ori. Ce simte? Ups! Nu prea. Dar să vedem. Doi de monede. Ce simte? Ce gândește? Oh, gândește foarte mult. Cred că avem zodia fecioarei aici. A doua zodie de pământ, se apare și eremitul. Într-un anume fel. Într-un anume fel. Ce simte? Ce gândește? Ce intenționează? Patru de cupe. Da, intenționează să fiți într-un spațiu stabil. Patru înseamnă stabil. Cea mai stabilă formă geometrică, da? Și cea mai încăpățânată, dar și cea mai protectoare și cea mai rezistentă. Își doresc eventual, interesant, cu aceste ornamente, poate își doresc, da, unii își doresc, intenționează să aveți momente de sărbătoare împreună, poate să faceți sărbătorile împreună, vine un mesaj pentru unii dintre voi, intenția. Intenția. Of, cum acționează, sunt foarte dezamăgiți. Sunt foarte, foarte dezamăgiți, posibil și din cauza altei persoane, pentru că sunt așa, încă nu știu. Încă nu știu. Se gândesc, sunt într-o... Nu mă stai în întuneric, variază de la om la om, că dacă e un om evoluat, poate nu fi chiar în întuneric, dar cel puțin în privința acestei relații, sunt într-o destulă confuzie și au nevoie de lumină, de înțelegere, de vindecare. Pentru că această poveste, chiar dacă încă este neclară pentru ei, poate chiar și pentru voi, este foarte influențată și de poveștile anterioare. Puf, o să vedem. Ce își dorește? Ia, să fiți puternici împreună. Wow, ce frumos! Deci e teamă de secrete. Probabil că au fost trădați. Deci e teamă, da. De-aia a apărut și diavolul pe care îl dorește bloca. Diavolul ăla, relațiile alea toxice, adictive, orgolioase, narcisici, cu foste, nu veni să zic nebun, dar delegat, dar eu știu, variază și chestia asta. Le este frică de frică. Le este frică. Luna reprezintă frică. Ca și diavolul într-o anumită formă. Le este frică poate și de emoțiile pe care le simt față de voi, pentru că atunci când iubești foarte mult, la orice gest și neînțelegere, că aici e trei de spade, neînțelegere în comunicare, poate unul zice ceva și altul înțelege altceva și imediat se simte celălalt rănit. E o sensibilitate exagerată, extrapolată, cum vreți voi să ziceți. Dar o să revenim. Ce reușește să facă? E în transformare, e în plină transformare. Moarte și renaștere. Deci aici personajul ăsta moare și renaște de 11.000 de ori până, nu știu când, va deveni o variantă, sper, mai aproape de stea. Sper mai, că își dorește să fiți puternici. Știe, Doamne! Acum chiar simt multă compasiune. Ia uitați ce supărat e acest. E egoul. Egoul rănit. Egoul rănit. Din cauza altor persoane. Și repet, în preajma voastră. Pentru că intenționează să fiți fericiți. Fericiți împreună. Și stabil. Patru de bâte sunt și flăcările gemene, să lucrați și în public într-un anume fel. Îi chemați la transformare. Dar își dau seama, vedeți, aici față de alte cărți, aici Leu e atât de supărat, de domol, de cuminte. Își doresc să fie puternici ca voi. Nu să încerce să pară ceea ce nu sunt. Își doresc să se transforme cu moartea și cu opță. Își doresc. Sunt în plină transformare. Hai să vedem. La capătul se trebuie. Iată, 10 de cupe, 10 de spade, 8 de spade. Își doresc obsesiv un nou început cu voi, dar un început îndreptate.
Poate că sunt influențați de niște contracte și de o familie și de bani într-o anumită formă. Poate au fost părăsiți, poate ei v-au părăsit pentru că au fost și ei părăsiți, iar variază de la om la om. Dar își doresc dreptate sau o relație în echilibru, pentru că probabil că n-au trăit relații echilibrate și... Uitați, patru, am zis, intenția este frumoasă. Da, cum e vorba? Drumul către iad e placat cu intenții bune, nu? Apropo de diavolul pe care l-am văzut. Intenția au bune, dar felul în care se exprimă, trei, înseamnă și comunicare. Oamenii ăștia probabil că au fost răniți în trecut. Și nu știu să exprime dragostea și creează neînțelegeri și, uite așa, își dau cu bâta în baltă, își taie craca de sub picioare singuri. Ia uite, între dragoste și agonie, între dragoste și agonie, dragoste și blocaj, potențial, da? Și ce mai era aici? Și pierdere, potențial de creștere, asul, regele de monede și creștere, și, pardon, și pierdere financiară. Între două, ori sunt două relații. Și din cauza relației din trecut, deși simt multe... Oh, interesant. Simt că sunt într-un vârtej. Vreau să zic că undeva în mintea lor, destul de analitică, se gândesc că voi le puteți aduce lumina, voi le puteți aduce vindecarea. Pentru că prin voi... Ei sunt puternici. Ia uitați. Pot să uite de frici, nu să uite, să le vindece, să se transforme. Of, Doamne. Pot, sunt conștient de chestia asta. Acum ce realizează? Ce simt? Hai să mai vedem totuși. Doi de monede. Între voi și altă persoană. Persoana, repet, poate să fie mama, tata, frate, soră, alte rude, colegi, nu neapărat iubiți, colegi de afaceri, alte chestiuni, repet, poate să fie și amanți, amante, nu știu, variați de la om la om, dar nu vă fixați doar pe alte iubiri, între voi și alte persoane și nu știu ce să fac, 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 cred că asta e. De fapt, eu ce simt? Că am nevoie și de stabilitate, am nevoie și de putere, dar mi-e și frică. Vreau putere, dar mi-e frică. Mi-e frică de frică. Mi-e frică că nu sunt în stare. Probabil că își doresc relație stabilă, dar n-au avut, probabil. Eu am senzația că au avut numai foste foarte toxici. Care le-a stimulat natura lor toxică, karmică. Doi de monede. Împărăteasă. Interesant. Simt că sunteți frumoase, 9 de monede, împărăteasa și preîmpărăteasa, că sunteți independente, frumoase, extraordinar și împăratul. Am zis că îi ajutați să se transforme. Îi ajutați, dar studiază, interesant, valetul de monede, cum să manifeste dragoste și adevăr. Cu alte cuvinte, cum să devină împărat pentru împărăteasă. Poate că unii au fost căsătoriți, au fost într-o altă relație, dar aceea a fost toxică, există și varianta asta. Dar, iar, mai este un alt mesaj. Unii probabil s-au obișnuit să fie independenți și ceva din voi îi ajută să se transforme și intenționează să se așeze într-o relație, nu neapărat la casa lor cu voi, cât într-o relație stabilă, frumoasă. Dar nu sunt obișnuiți să fie asumați. Sunt în plină transformare. Doi de monede. Într-un oarecare dezechilibru emoțional. Există un dezechilibru. Și financiar și emoțional. Poate e influențat financiarul de emoțional și invers. Dar uitați cum e, cum se prezintă. Probabil că li se vede pe față suferința. Eu văd uneori lucrurile astea. Dar simt că sunteți frumoase, simt că sunteți puternice, simt că îi puteți vindeca, că îi puteți stabiliza, simt că sunteți speciale sau special, da? Mai dăm doi de monede. Ia uite!
Probabil că voi sunteți așa și cealaltă persoană este foarte rece, foarte, foarte glacială. Persoana aceasta i-a rănit. Bărbat, femeie, nu contează. Poate chiar un bărbat i-a rănit. Nu contează că-s bărbați. Poate chiar tatăl lor i-a rănit în tinerețe sau în copilărie. De-au și frici atât de profunde. Dar zic, bă, tu ești în stare de nimic. Ceva de genul ăsta. Și a rămas în mintea copilului. Sau nu o să fii. Dacă faci așa, nu o să fii în stare să fii. Știți voi că părinții, și nu doar părinții, mulți oameni vorbesc fără să gândească ce simte, ce gândește, ce analizează, pune la microscop tot ce se întâmplă între voi și nu doar între voi și în viața lor. De ce trec în acest întuneric? E tăcere între voi? Sau vorbiți foarte puțin? Ia uite, nu arată. Eventual, dacă îi tăcere, le teamă că îi mințiți, le teamă că vor fi dezamăgiți, asta și tot teama asta i-a făcut și pe ei să se poarte la fel, într-un anume fel. Ce gândesc? Șapte de spade. Ia uite, soarele. Mai, șapte de spade sunt persoana din trecut și voi sunteți soarele. Soarele împărăteasa și cealaltă regele de spade și șapte de spade. Persoana din trecut, care i-a mințit, care a fost glacială, care a fost dură, verbal, manipulatoare, și nu e doar o persoană, sunt convinsă că sunt mai multe. Sunt convinsă că sunt mai multe. De-aia are nevoie de stabilitate, de-aia intenționează. Ia uite, are nevoie de ce-și dorește, un cuplu puternic. Ce gândește, ce simte, ce gândește, hai să mai vedem, ce gândește, da, ar vrea să pună capăt durerilor, regretelor, suferințelor, probabil că e distanță între voi, ia uite, distanță, distanță, da, bârfe, dar se gândește că a trebuit să comunice cu voi, că voi ați putea să înțelegeți. Ce intenționează. Patru de bâte am zis. Intenționează să fiți într-o relație stabilă, consistentă. Și frumoasă, și pasională, dar și consistentă. Ce intenționează. Cinci de bâte, aș spune, și opt de monede. Interesant. Să muncească, să se lupte pentru această relație. Intențiile. Dar acțiunile, deocamdată, oamenii ăștia sunt foarte dezamăgiți. Și dacă sunt așa dezamăgiți și așa de speriați. Probabil când se vor transforma, se vor lupta. Dar intențiile sunt bune de reținut. Adam, intențiile. Ia uite, temperanță. Am zis, îi temperați, îi calmați, îi vindecați, îi ajuta să se transforme, să devină puternici. Le vindecați fricile. Frica de frică. Frici care vin dinspre mamă, iar cu luna. Le e frică de mama lor, că o să-i judece de alte femei. Interesant. Le e frică de emoțiile lor, de aia nici nu știu. Probabil că unii dintre ei, ca să fugă de emoții, s-au orientat către bani, către relații mai reci, mai puțin emoționale și acolo au fost dezamăgiți. Trei de spade. Cum acționează? Sunt dezamăgiți, sunt răniți, îmi pare rău pentru ei. Cum acționează? Aici sunteți voi. Vă iubesc în continuare, chiar dacă suferă. Dar dragoste fără suferință, greu, nu? Nu există. Dar nu înseamnă că suferința reprezintă dragoste, iar poate să reprezinte un semnal că e cazul să părăsești un narcisist, o narcisistă, o energie toxică. Dar, ia uite, iar tot aici apar. Ei sunt între voi și acești oameni. Culmea bucuriei, a căldurii, a iubirii și culmea rațiunii negative, a răcelii, a strategiilor ascunse, aș spune. Ce să mai zic?
Și asta îi face să și comunice, poate neclar, și să creeze confuzii și, am zis, să se rănească singur prin acțiunile lor. Hai, mă dăm o carte. Iar cavaler de spade, iar spade, iar spade. Sunt brutali în comunicare. Probabil că uneori vorbesc fără să gândească, dau replica din reflexul relațiilor anterioare și strică totul. Hai să vedem. Ce își doresc? Putere. Să aibă curajul, să aibă puterea de a manifesta, de a alege, să aibă puterea de a se transforma, să aibă puterea de a se vindeca, să aibă puterea de a fi stabil și de a se bucura de această relație cu voi, să aibă puterea de a renunța la frică. E aici un leu foarte, un orgoliu foarte rănit. Poate cineva așa mai blonduț spre roșcat. Puterea, eu ce-și doresc? Acum ar comunica cu voi dacă ar avea curaj, dacă ar fi transformați, pentru că în starea asta nu le fac. N-au decât așa cu inima frântă. Ce să comunice? Ar veni spre voi, eventual, dacă ar putea. Își doresc, 8 de bute. Comunicare, pasiune. Iar 8, transformare și avem moartea. Ca și final, în sensul că se transformă pe acest personaj. Ce își doresc? Să reziste, să, ia uite, să blocheze diavolul, obsesiile, egoismul cuiva, un personaj egoist în preajma lor. Cel puțin un personaj egoist. De ce le este teamă? De lună? De niște prieteni? De lună, în ce sens? De noapte. Probabil că noaptea au niște stări. La lună plină și la lună nouă, probabil că au niște stări mai speciale. De ce le este teamă? Probabil de... Iar o femeie sau o energie, cineva cu marcaj în zodia racului, care i-ar putea judeca sau au ei impresia că nu înțelege, nu știu, sunt multe mesaje. De ce le este teamă? Ia uite. Este teamă că știu că trebuie să renunțe la personajul care nu este prea iubitor, iubitoare, la impresia de stabilitate financiară. Le este frică să se descopere, este frică să se iubească, 8 de cupe merge către 9, dar trece prin întuneric ca eremitul. Le este frică, da? Să schimbe energia. Le este frică de secrete, pentru că au fost răniți, le este frică să nu aveți voi secrete. Le este frică că nu vor fi înțeleși, le este frică cu 8 de cupe să nu-i părăsiți, pentru că ei încă nu știu să se deschidă, nu știu să se exprime. Au multe frici. Hai să clarificăm ce reușește să facă moartea. Se transformă. Se transformă. Voi nu vedeți, dar ei se transformă. Clarifică-ne moartea. Ia uite. Da, e o trezire. Se transformă în cea mai bună... Au devindecat copilul interior, apropo de mamă, de energie maternă. Este frică de mamă, eventual, sau de niște femei din viața lor. Și iară să nu zici că iar apare diavolul nouă de... Că nu am amestecat cărțile, da? Da. Se transformă. Văd lucrurile. Văd cu soarele. Acum văd cât au fost influențați de mici, de când erau copii, copile. Ce blocaje au trăit. Le-a fost blocat soarele din cauza egoismului unor persoane. A unor relații karmice, poate chiar a unor magii? Poate. Depinde. Eremitul caută steaua care înseamnă spiritualitate, dar până una alta este foarte analitic, foarte
Într-un anume fel, deși e carte spirituală, pleacă de la un moment de ateism, de neîncredere, dar este și întuneric, nu are încredere, dar trebuie să găsească încrederea în el, în Dumnezeu, în dumnezeire. Clarifică-ne moartea, mai dă-ne ceva pentru moarte. Ia uite, se simt părăsiți, dar trebuie să intre în această biserică să-și găsească credința. Confuzi. Confuză, multe opțiuni. Poate că la locul de muncă oamenii bârfesc. Dar știu că trebuie să devină asumat, să-și asculte intuiția, să-și creeze ei viața lor, valorile lor. Și voi sunteți exemplu în viața lor într-un anume fel. Dacă simțiți că nu sunteți voi aici, încercați alt număr. Foarte interesante talările astăzi. Am spus de la început, le-am citit altfel, așa, a fost să fie. Așa. Wow, mesaje. Da, demonstrează dragostea. Știu că trebuie să demonstreze. Deocamdată i-au trăit niște non-iubire, aș spune, non-iubire. Au avut impresia că au iubit, dar au fost mai degrabă pasiuni sau alte motivații în relațiile respective și în acest motiv s-au ales cu dezamăgire. Demonstrează dragostea. Sunt conștienți că și față de voi ar trebui să demonstreze dragostea și încă învață. Și să exprime dragostea, poate că până una alta, până să o exprime prin cuvinte, prin emoții, poate că primul pas ar fi soarele, apropo de revelația, de ideea pe care le-a venit-o, eu știu, de curând. Ar fi să exprime prin daruri. Apropo, perla înseamnă transformare, da? Moarte și renaștere. Și soarele am văzut. Ceva frumos va renaște în acest personaj, nu știm în cât timp. Dar asta e vibrația de moment. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!